Zilele de sărbătoare ale orașului încep joi și se termină duminică și toată manifestarea presupune mai multe spectacole, iar giurgiuvenii sunt invitați ca, după gustul lor artistic, să participe acolo unde li se pare mai potrivit. Oferta este una generoasă și instrumentată de către Centrul Cultural Ion Vinea. Ziua de joi, cea patronului spiritual al municipiului Sfântul Gheorghe, va fi cu siguranță cea mai plină. Pe data de 23, deci în ziua de joi, invităm melomanii la o frumoasă seară de operă. Este vorba de locația Ateneului Nicolae Bălănescu, seară de operă, Bună seara, domnule Verdi. Este tot ce a scris Verdi mai frumos în interpretarea orchestrei și sopranei, mezzosoprană, tenor, altist al Operei Române din București. Iată o creație verdiană într-o frumoasă seară în care este și ziua municipiului nostru. Tot joi la orele 20, pe scena din fața teatrului, va evolua ansamblul de cântec și dansuri populare Doina Dunării, invitați fiind toți soliștii vocali din Giurgiu și nu numai, pentru ca apoi să-și facă loc o surpriză. Va urma surpriza plăcută pentru iubitorii de muzică ușoară, va evolua Cristina și Antonia până pe la orele 23, astfel încheiem ziua de 23. Zilele orașului vor continua vineri, dar și în weekend, după un program pe care vi-l vom prezenta în edițiile viitoare ale jurnalului nostru de știri.